Discutăm de câteva săptămâni cu specialiști din cadrul Asociației Administraților de Fonduri din România despre economisirea inteligentă și despre cum să-ți pui economiile să lucreze pentru tine. După ce am aflat cum te pot ajuta fondurile de investiții să-ți crești economiile, astăzi vom discuta despre ce înseamnă investiția pe piața de capital. Și în acest sens îl avem invitat alături de noi pe Radu Haga, este președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București și care, trebuie spus, a și trăit pe viu renașterea și dezvoltarea BVB, mai ales că BVB a împlinit 25 de ani de existență și mai nou, luna trecută, a intrat în Liga Jucătorilor Mari. Bună ziua, Radu! Bună ziua! Bună ziua, o să intrăm direct în pâine așa, trebuie să discutăm. La 25 de ani, o persoană este practic în plin avânt, își începe viața cu adevărat în momentul respectiv. Este în plină dezvoltare personală, profesională, da? Și își face planul pentru următorii 10 ani. La fel, cred că putem să discutăm și despre Bursa Română de Valori, da? Tânără și în plin avânt sau este mai degrabă prudentă, având în vedere vremurile pe care le trăim în zilele acestea? Eu zic că Bursa de Valori București este exact cum este pe economia românească. Nu știu dacă este neapărat tânără, adică la 25 de ani ai ajuns la o oarecare maturitate, însă cu siguranță este în plin avânt. Adică vedem o piață dinamică care este ajutată sigur și de context, de ceea ce se întâmplă în zona monetară. Până la urmă, Bursa de Valori București este doar un pilon al pieței financiare privite în ansamblu, adică suntem într-o piață în care, mă refer aici la piața românească, în care economia a crescut frumos, depozitele populației la bănci au crescut frumos, resursele oamenilor au crescut, dobânzile au fost pe un trend de scădere, practic băncile remunerează tot mai puțin sumele depozitate la ele. Practic, suntem într-un context în care a porni un business este mult mai simplu decât era cu 10-15 ani, pentru că costurile de finanțare sunt mai scăzute și, de asemenea, a investi la bursă este mult mai simplu, pentru că alternativele clasice, depozitele, îți oferă un câștig mult mai redus. Spuneai la un moment dat, Radu, așa o mică metaforă în care cumva asemănai echilibru acesta fragil, să-l numim așa, între piața de capital, fondurile de investiții și cea bancară, ca o masă cu trei picioare. Dacă unul dintre picioarele acelei mese este mai scurt, evident masa se clatină și apoi poate să cadă. Da? Te-aș întreba, mai este valabilă această metaforă acum? Trăim acest mic echilibru fragil, precar, sau e momentul în care să riscăm mai mult, pentru că, na, ca în orice moment în care se întâmplă anumite lucruri care nu sunt în normalul firesc al lucrurilor, atunci și tu trebuie să acționezi și să mergi să investești, nu știu, pe o bursă, de exemplu, sau să-ți diversifici puțin portofoliu, contrar a ceea ce se așteaptă, nu știu, cum unii specialiști spun, domne, prudență. În perioade de genul acesta să avem prudență, să punem banii, nu știu, la saltea. Da, eu cred că în principiu trebuie să fii prudent permanent, adică nu trebuie niciodată să-ți asumi riscuri mai mari decât poți tu duce. Și de regulă surprizele cele mai neplăcute se întâmplă atunci când ești foarte sigur că ceea ce faci este bine. Atunci, dacă se schimbă trendul, ești lovit cel mai rău. Deci prudența trebuie să fie parte din vocabularul zilnic al oricărui investitor. Revenind la întrebarea ta, apropo de metafora cu masa cu trei picioare, e o metaforă care este foarte valabilă și care cred că va rămâne valabilă. Adică în orice economie, între capital, între capitalul propriu al firmelor și credit, nu este nicio diferență, adică vorbim tot despre bani. În orice economie este o cantitate de bani care este disponibilă și cantitatea aceea trebuie să ajungă să finanțeze dezvoltarea companiilor. Dacă toate disponibilitățile dintr-o economie se duc către credit, adică dacă am gândit o
situație ideală, ideală în sensul negativ, în care nimeni nu pune capital în companii, ci toată lumea își depozitează banii la bancă. Băncile, sigur, ca să valorifice acei bani, vor trebui să dea credite. Dar vor trebui să dea credite unor companii care nu au capital, pentru că toată lumea își ține banii în depozite la bancă. Și noi știm, ca și antreprenori, când mergi să iei bani împrumut de la o bancă, primul lucru care te întreabă banca este: ok, vrei un credit de la mine, ce garanție ai și care e capitalul tău? Dacă nu ai capital, nu poți să te finanțezi. Deci, practic, o economie în care există oricât de mulți bani, dacă banii aceia nu ajung sub formă de capital în companii, ci încearcă să ajungă doar sub formă de credit, e o economie care nu va putea funcționa. Și așa ajungem la metafora mesei cu mai multe picioare. Adică unul din pilonii care susțin creșterea economiei și a companiilor locale este creditul bancar. Dar pentru ca acel picior, pentru ca creditul bancar să poată să crească, să se dezvolte și companiile să poată să se dezvolte, ele trebuie să-și crească și ceilalți piloni de susținere. Și pilonii aceia sunt cei care aduc capital în companii pentru a le permite acestora să crească, să se finanțeze. Pilonii aceia sunt cei doi pe care i-ați menționat. Pe de o parte este piața de capital, Bursa de Valori București în cazul României, prin care companiile care au nevoie de finanțare, au nevoie de capital, companiile locale care vor să crească, vin și apelează la investitori pentru a atrage capital. Și sigur este zona de investitori instituționali, fonduri de investiții, fonduri de pensii, care tot prin intermediul Bursei de Valori București fac ca acel capital să ajungă în companiile care au nevoie de el. Și așa ajungem la un sistem care este echilibrat, în care cei trei piloni, dacă se mișcă în sincron, totul se ridică. Că dacă crește finanțarea prin piața de capital, crește capacitatea companiilor de a se finanța, băncile o să vină cu mai multă finanțare și totul se mișcă frumos în sus și vedem urmările în jurul nostru. Concluzia ar fi, practic, banii trebuie să circule. Deci întotdeauna exact. Banii trebuie să circule. Indiferent în ce sens, important e să circule. Exact. Și e bine să nu schimbe sensul foarte des. Bun, asta clar, pentru că întotdeauna piețele sunt foarte sensibile la schimbările bruște de orice, din orice fel, în orice sens. V-aș întreba acum, toată lumea, bănuiesc că mulți dintre noi, de fapt, am văzut filmul Lupul de pe Wall Street, ne-am imaginat așa că există un tumul din ăsta de a lucra la bursă. Lumea seamănă bursa cu imaginea asta în care lucrurile evoluează brusc de la o oră la alta, de la un minut la altul, în care ești ba pe roșu, ba pe verde, ba sus, ba jos, agonie, extaz. Pare așa o nebunie privind din afară. Acum, întrebarea este foarte simplă. Eu, dacă aș vrea să investesc pe bursă, ar trebui să trăiesc prin emoțiile astea în care de la o oră la alta să fiu astăzi, acum, în momentul ăsta, foarte bucuros că mi-au crescut acțiunile unde am investit și apoi în jumătate de oră să fiu trist și tot așa. Adică există această dinamică constantă și eu ar trebui să stau să mă gândesc, zic, băi, ok, pot să trăiesc cu emoția asta sau... Până la urmă există altcineva care face lucrul acesta pentru mine, eu practic virez banii undeva într-un cont sau exact cum, care este procedura prin care eu aș putea să investez la bursă, de exemplu, și ce, prin ce emoții aș putea trece, de exemplu? Narcis, aș spune că este opțiunea ta ca și investitor, adică roșu-verde se întâmplă. Primul lucru pe care îl constați este că atunci când tu investești la bursă, investești în niște companii. În viața acelor companii, lucrurile nu se întâmplă în fiecare secundă. Adică vezi pe de-o parte o piață care se mișcă, crește, scade, este destul de volatilă, cum spunem noi în termeni tehnici. Pe de altă parte vezi niște companii care operează în lumea reală și în cadrul lor lucrurile nu se schimbă în ritmul în care ar sugera piața că se întâmplă. Și ca urmare poți să ai abordarea ca și investitor pe termen lung, adică să spui, uite, îmi place sectorul bancar și vreau să investesc în BRD sau Banca Transilvania, îmi place sectorul de energie și vreau să investesc în electrica, nuclear electrica, romgaz, îmi place, de exemplu, zona de bunuri de consum și pot să cumpăr acțiuni la purcari,
zona de infrastructură și am teraplast și pot să am o perspectivă pe termen lung, fără să mă uit în fiecare zi ce se întâmplă cu portofoliul nou tău. Și noi am chiar făcut un exercițiu la bursă, ce s-ar fi întâmplat pentru un investitor care ar fi investit în mod constant o sumă de 100 de lei, să zicem, pe parcursul ultimilor 23 de ani. Și concluzia a fost destul de interesantă. Adică dacă ai fi investit în bursă câte 100 de lei constant în fiecare lună, disciplinat, fără să faci ce spuneai tu, adică fără să te gândești cumpăr, vând, nu, pur și simplu investesc constant în fiecare lună, timp de 22 de ani, acum ai fi ajuns la o deținere de aproximativ 170.000 de lei. Dacă ai fi făcut același lucru cu un depozit bancar, adică dacă ai fi pus 100 de lei în fiecare lună într-un depozit bancar, ai fi ajuns la undeva la 54-55.000 de lei în cei 22 de ani. Deci, practic, acesta este efectul perspectivei pe termen lung și a disciplinei. Adică a nu dori să te uiți la volatilitatea zilnică, a nu dori să te uiți la ce se întâmplă zilnic cu prețul acțiunii și a spune, vreau să am niște bani economisiți pe termen lung și o să acționez disciplinat în direcția aceasta. Pe de altă parte, știm că o anumită categorie dintre noi avem o afinitate pentru joc, adică ne place să ne jucăm. Ei bine, bursa poate să-ți dea și posibilitatea de a te juca, adică s-ar putea ca să fie, de fapt, s-ar putea. Există unii oameni cărora le place volatilitatea aceasta, roșu, verde, crește, scade prețul acțiunii. Și da, dacă vrei să te uiți în fiecare zi și să te bucuri sau să plângi, să cumperi, să vinzi, este și asta o opțiune. Foarte interesant, pentru că exact ceea ce ai spus și tu au recomandat practic toți specialiștii cu care am discutat în cadrul acestui demers, economisește inteligent, și toți specialiștii recomandau două lucruri foarte simple. Odată, economisire pe termen lung și întotdeauna într-un portofoliu cât mai diversificat. Și lucrurile par să aibă sens în momentul în care am discutat acum cu tine și este normal să fie așa. Dar dacă ne referim la persoanele cărora le place acest risc, să spunem așa, bănuiesc că persoanele sau majoritatea persoanelor care apreciază tipul ăsta de investiție și să stea cu ochii zilnic, bănuiesc că investesc sume puțin mai mici. Și atunci întrebarea ar fi, cât de ușor este să investești la bursă? Adică cum este procedura și mai ales avem nevoie de un broker? Trebuie să trecem prin un broker? Dacă da, care este rolul acelui broker? Ca să înțeleagă lumea mai exact ce ar trebui să facă în momentul în care se hotărăște cineva, ok, vreau să mă joc 100 de lei la bursă. Da, trebuie să trecem printr-un broker, așa este construit mecanismul. Practic, în centrul acestui ecosistem, care este finanțarea economiei românești, se află Bursa de Valori București, iar în jurul bursei este un cerc de companii de brokeraj, de brokeri, care ei constituie interfața între bursă și investitori. Atunci când îți deschizi un cont la bursă, de fapt îți deschizi un cont la bursă prin intermediul unui broker. Acum, mergând la cumva la prima ta întrebare legat de cât de tânără și de dinamică este Bursa de Valori București, aici intervine partea de tehnologie. Adică trăim într-o lume în care tehnologia joacă un rol tot mai important. Trendul acesta a fost accelerat în anul acesta, adică vedem că a venit pandemia care a făcut ca relațiile dintre persoane să se reducă foarte mult, relațiile fizice și mult dintre interacțiunea dintre noi să se mute online. Adică probabil inclusiv ce facem noi acum, dacă ar fi făcut acum un an, probabil stăteam într-un studio și discutam față în față. Așa avem un ecran între noi. Același lucru se întâmplă și în industria de brokeraj. Adică avem companii de brokeraj care operează în zona tradițională. De fapt, la toate companiile de brokeraj, dacă vrei să ai o interacțiune cu un broker, să discuți, poți să faci lucrul acesta. Pe de altă parte, tot mai multe companii de brokeraj se poziționează pe partea de tehnologie, pe partea de interfață digitală cu clientul, care ușurează foarte mult accesul pe piață. Adică există
mai mult de 20 de brokeri care sunt înregistrați la Bursa de Valori București, care îi găsiți pe site-ul bursei, și unii sunt orientați mai mult spre clienți instituționali, adică clienți mari, alții sunt orientați mai mult spre clienți persoane fizice, retail. Cei care sunt orientați mai mult pe zona de retail, în general, sunt prezenți și în zona de online, adică îți permit să-ți deschizi un cont în zona online, să poți să-ți execuți ordinele, cumpărările, vânzările în mediul digital, să poți să-ți vezi portofoliul în mediul online. Și există, sigur că da, simplitatea maximă pe care o oferă industria fondurilor de investiții. Pentru că, așa cum spuneai, dacă nu vrei să te uiți în fiecare zi la un portofoliu diversificat de 20 de acțiuni, din care unele scad, altele cresc, te duci pur și simplu la un administrator de fonduri din România, îți alegi un fond care poate fi mai agresiv, orientat mai mult spre plasamente în acțiuni, sau mai defensiv, orientat mai mult către plasamente în depozite sau tipuri de stat, și îți plasezi banii în fondul respectiv și te bazezi că administratorul va face toată treaba pentru tine. Adică el va lua banii tăi, îi va pune la comun cu ai altor oameni și îi va investi la bursă, făcând ceea ce ziceai tu mai devreme, diversificare. Te-aș întreba, în momentul în care, să spunem, un tânăr vrea să investească o sumă de bani, să zicem 200 de lei pe lună, și va depune într-un fond de investiții banii ăștia, printr-un broker, să spunem. El va avea acces în timp real la datele statistice asupra contului, adică va putea observa oricând dorește dânsul ce se întâmplă cu banii lui, adică cum lucrează banii lui inteligent pentru el, sau va primi un raport lunar? Adică e o întrebare la care bănuiesc că mai mulți cititori se gândesc. Adică cum pot să verific eu ce se întâmplă cu banii mei? Mergând spre zona fondurilor de investiții, acolo nu e nevoie de un broker. Adică, în general, avem administratori independenți, avem administratori membri ai grupurilor bancare. Produsul fond de investiții este disponibil în zona online și este disponibil în zona majorității unităților bancare din România, în condițiile în care din grupul lor bancar face parte și o societate de administrare de investiții. Chiar și în cazul în care banca nu are propria societate de investiții, de administrare a investițiilor, s-ar putea să distribuie fonduri de investiții administrate de către alte societăți externe grupului. Deci zona fondurilor de investiții nu necesită intermedierea unui broker. Acum aș vrea să trec puțin la un alt registru. Putem să spunem până la urmă că orice bursă, da, este cumva o oglindă a economiei din momentul respectiv a țării respective. Bănuiesc că și în România se aplică cumva la fel, aceeași afirmație. Întrebarea este, aveți un profil al investitorului român la bursă din prezent? Adică puteți să spuneți, da, clar, majoritatea persoanelor care investesc la bursă corespund acestui profil sociodemografic. Aveți acest lucru? Și dacă îl aveți, ce vă doriți, de exemplu, ca peste 10 ani? Cum vă doriți să arate investitorul peste 10 ani, investitorul român de peste 10 ani? În general, investitorii la bursă sunt din zona a doua de vârstă, adică peste 35-40 de ani. Pentru că știm cu toții, atunci când ești tânăr, prima ta grijă nu este să investești. De regulă, te căsătorești, ai copii. Este să cheltuiești, dacă îmi permiți intervenția. Exact. Foarte bun, asta eu am încercat să evit. Nu, până la urmă asta e realitatea, că toți am trecut prin chestia asta. Întâi cheltuielile și apoi ne gândim la investiții și la economisire. Exact, și nu ai nici mindset-ul te facă să te gândești, știi, s-ar putea ca peste 20 de ani să am nevoie de niște bani puși deoparte. Exact, exact. La un moment dat apar în viața ta copii, apar niște obligații, apar niște responsabilități și atunci începi să realizezi că trebuie să-ți asiguri, nu doar pentru tine, pentru cei din jur, o anumită securitate pe termen lung. Mai mult, începi să-ți crească veniturile, pentru că în momentul în care câștigurile tale, ești tânăr, câștigurile tale îți acoperă necesarul zilnic, și probabil te mai ajută părinții, nu te gândești foarte intens la componenta de investiții.
Deci e foarte bine conectată dorința de a investi cu nivelul câștigului. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, în mod normal, nivelul de venituri îți crește și perspectiva ta se lungește. Adică începi să te uiți la o perspectivă mai lungă și începi să te gândești la economisire, la independența ta financiară. Începi să te gândești că s-ar putea să întâmple niște riscuri în viața ta și că s-ar putea să fie bine să ai un buffer, să ai un amortizor pentru cazul în care ceva se defectează, că să ai niște bani puși deoparte. Deci se întâmplă spre jumătatea a doua a vieții. Pe de altă parte, vedem aici schimbări semnificative, de exemplu, venind din zona de tehnologie. În România, zona de tehnologie a crescut foarte mult, discutăm foarte mult de partea de IT. Acolo vedem un alt profil de oameni. Tineri care destul de devreme încep să câștige destul de mult, adică mai mult decât cheltuie, și care se uită spre zona de investiții. Dar sigur, apetitul lor este pentru lucruri mai dinamice, adică probabil mai puțin se uită la companii tradiționale din domenii tradiționale și se uită mai mult pe zona de gaming, spre zona de IT, se uită spre zona de exemplu, criptomonedele, care sunt greu de definit, dar par interesante. Și aceasta este o provocare pentru noi. Adică e obiectivul nostru să aducem la Bursa de Valori București companii din zona locală care să se potrivească mai bine cu profilul acesta de investitor pentru a începe să atragem investitori și din zona aceasta mai tânără. Și acum să trecem la un registru puțin mai pozitiv. Tatăl Fost meu știe. negativ Nu, acesta? nu, nu, mă refeream vis-a-vis de tot contextul în care ne aflăm. Pandemie. Deci anul ăsta este cuvântul cheie, pandemie. Începând cu luna martie, a venit așa peste noi ca un val, ca un tsunami. Mulți oameni s-au trezit abia prin vară, dându-și seama de amploarea acestei lucru. Să fim serioși, mulți în luna martie nu ne gândeam că se va ajunge totuși la această amploare a pandemiei, mulți ne gândeam că va fi o chestie trecătoare, 2, 3, 4 luni și lucrurile vor reveni la normal. Ceea ce mă face pe mine să cred în momentul de față, cu siguranță, este că niciodată nu o să ne mai reîntoarcem la normalitatea de dinainte. Asta este părerea mea. În această notă, voiam să vă întreb că suntem totuși, asta pot să zic că este totuși știrea pentru economia românească, știrea cea mai pozitivă din ultima perioadă este aceea că s-a trecut la statutul de piață emergentă. Ce înseamnă, până la urmă, acest statut pentru jucătorii din piață? Cel mai important lucru este, adică ce aș vrea să spun în primul și în primul rând, este că, apropo de relația dintre Bursa de Valori București și tot ecosistemul economiei românești, expresia care se folosește la fel de des cu aceea că Bursa de Valori București a fost promovată la statutul de piață emergentă, la fel de des vezi titlul România a fost promovată la statutul de piață emergentă. Deci nu este o victorie a Bursei de Valori București, este o victorie a României, este o victorie a noastră a tuturor. Avantajul principal este, sigur, în zona companiilor locale. Adică dacă vedem Bursa de Valori București ca centrul unui ecosistem prin care companiile locale ajung la capitalul necesar pentru a se dezvolta, îți pui problema, sigur, cât de mult capital este disponibil pentru companiile locale. Și ajungi în zona piețe de frontieră, piețe emergente sau piețe dezvoltate. Așa cum ne gândim, fără să fim neapărat specialiști în domeniu, piețele de frontieră sunt piețele cele mai mici și mai riscante. Și la nivel global, banii care sunt dedicați piețelor de frontieră sunt cei mai puțini. Da? Pentru că sunt mai puțini investitorii care vor să investească în zona unor piețe mici și riscante. Pe nivelul 2 sunt piețele emergente. Acolo deja sunt piețe mai dezvoltate, cu un risc mai scăzut și banii care sunt alocați la nivel global pentru piețele emergente sunt mult mai mulți. După care mergem în zona piețelor dezvoltate și acolo
același fenomen se întâmplă, găsești mult mai mulți bani decât în zona piețelor emergente. Pe scurt, pentru noi, faptul că am trecut din categoria piețelor de frontieră în categoria piețelor emergente înseamnă că investitori instituționali de la nivel global, care până acum nu se uitau la România și la companiile românești listate la bursă, acum încep să se uite. Tot mergând în zona de metaforă, e ca și cum am construit, poate că nu autostradă, să spunem că până acum am avut un drum cu două benzi. Acum construim o șosea rapidă, da, care face o legătură mult mai bună între capitalul global și companiile locale. Iar în momentul în care o să ajungem la nivel de piață dezvoltată, vom putea spune că avem o autostradă. Și cantitatea de bani care va putea circula pe acolo și va alimenta companiile românești care apelează la Bursa de Valori București va fi mult mai mare. Ce va însemna asta? În mod normal trebuie să însemne evaluări mai bune pentru companiile locale, prețuri mai mari, de care o să beneficieze și companiile care au nevoie de capital și o să beneficieze și investitorii locali, pentru că investești în niște companii care, pe măsură ce piața se dezvoltă și migrează către zona de piață dezvoltată, vede prețul acțiunilor crescând, vede evaluările companiilor listate urcând. Și cred că ar mai fi important, dacă am înțeles bine, ar fi important de punctat acest lucru foarte, foarte, foarte esențial, anume că investitorii români au acces la mai mulți bani. Adică dacă vor să-și dezvolte afacerea în momentul ăsta, ei vor avea în curând acces la un capital care nu neapărat trebuie să fie autohton, poate să fie din afara țării, și în care se pot dezvolta și dezvoltarea, până la urmă, este benefică pentru absolut toată lumea din România. Dar ce e, apropo de statutul de piață emergentă, aici nu vorbim despre capital local. Adică capitalul local este prezent aici, prea puțin influențat de faptul că suntem piață de frontieră, piață emergentă sau piață dezvoltată. O să avem capital local care finanțează companiile locale care sunt listate la bursă. Impactul mare este în zona capitalurilor internaționale, celor care migrează la nivel global. Acolo găsești investitori care sunt foarte bine segmentați. Unii se uită la piețe de frontieră, alții se uită la piețe emergente, alții se uită la piețe dezvoltate. Și practic România, în ansamblu, devenind piață emergentă, are acces la o altă categorie de investitori instituționali internaționali. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi Radu Hanga, este președintele Bursei Române de Valori București. Să urăm și la mulți ani cu această ocazie Bursei Române. Repet, împlinește 25 de ani de activitate. Sperăm ca peste alți 25 de ani să ne auzim la un nou interviu în care să facem așa un remember de anul 2020, în care am avut interviu și în plină pandemie și discutam de ce se va întâmpla eventual peste ani și ani. Eu vă mulțumesc foarte mult și sperăm să ne auzim cu bine într-o perioadă mai apropiată, nu peste neapărat 25 de ani, și să discutăm la fel de noi vești foarte importante, cum a fost aceasta cu statutul de piață emergentă pe care România, până la urmă, l-a obținut, și sperăm ca acest lucru să aducă investitori cât mai mulți în România și, de ce nu, banii să circule. Și aș face așa, ca aș încheia cu o mică glumă, sperăm că ai făcut acolo metafora aceea cu autostrada, sperăm ca totuși lucrurile să meargă mult mai bine pe piața asta, pe zona de bursă, decât merge la noi cu partea de infrastructură, cu autostrăzile, adică să ne așteptăm atâția ani să se întâmple ceva. Narcis, e rândul meu să te duc în zona pozitivă, să sperăm că în zona autostrăzilor reale se vor întâmpla lucrurile la fel de bine cum se întâmplă aici. Adică sperăm. Ne uităm mai mult decât sperăm, facem să se întâmple. Așa să fie atunci. Cu un acest ton pozitiv, noi nu putem decât să vă urăm să aveți o zi excelentă și vă așteptăm la interviurile Hot News. Urmează alte interviuri la fel de interesante pe zona de economisește inteligent, pentru că, până la urmă, asta contează cel mai mult, să punem banii să lucreze pentru noi.